Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici, Hristos a înviat, că iată am avut marea sărbătoare. Hai să ne uităm la ce ne rezervă această săptămână. De fapt, prima zi a săptămânii vine cu un sextil între Mercur și Neptun. Să-ți amintesc că Mercur va ieși săptămâna aceasta din Taur și va intra în Gemeni, dar iată face acest sextil. După ce săptămâna trecută a făcut niște aspecte destul de provocatoare, să ne uităm de careul cu Saturn, care ne-a cam chinuit, mai ales așa de sărbători. Sunt sigură că au fost multe reproșuri în stânga și dreapta, mai ales când a trebuit să faceți o pregătire, o planificare. Bun. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Nu o să te țin mult, că probabil încă mai sărbătorești. De fapt, așa ți-am promis și ieri că nu vorbesc mult și am vorbit mai mult, așa că îmi face plăcere să stau cu voi. Te invit să te uiți și la zodie și la ascendent și să le mapezi și de fiecare dată să le pui în contextul a ceea ce se întâmplă în viața ta. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Îți recomand să te ții de odihnă. Cu soarele în casa a doua și cu atât de multe planete în casa a 12-a, nu este deloc o zi bună să ieși la suprafață, să acționezi, să fii furios, să începi lucruri noi sau să știi că nu e o zi foarte bună nici pentru sport neapărat, ci mai degrabă așa spre o mișcare din acestea în concordanță așa și în echilibru și în conexiune cu mediul, cu natura. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Ai aspecte minunate în continuare, să te întâlnești cu oamenii, să ieși în oraș, să te vizitezi cu oamenii dragi, poate cu vecinii, poate cu rudele, poate cu prietenii. Nu sta singur astăzi că nu-ți priește. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Unele lucruri pot fi controlate, altele nu. Iar astăzi, pentru că vezi tu, alternezi. Alternezi între nevoia de a face ceva profesional, dar poate ești acasă, așa că dacă ești acasă și ai o zi liberă, ți-ai recomandat să nu stai pe laptop, să nu dai telefoane, să nu citești mesaje, dar și nevoia de a zice, da, nu mai vreau să fac nimic, gata, de aici încolo. Rac sau cei cu ascendentul în rac, îți priesc plimbările, îți priește foarte mult contactul uman, indiferent că e un vecin, indiferent că e cineva de la un magazin, ai nevoie de interacțiune, mai ales dacă știi că e singur. Dacă nu e singur, bucură-te de oamenii pe care îi ai în jurul tău. Deci la leu sau cei cu ascendentul în leu, e dorința aceea de a ieși în față pentru că nu vrei să stai singur și nu vrei să stai cu proprii demoni. Dar cred că ne-au învățat ultimele zile că nu e atât de grav la un moment dat să stai într-un colț și să nu primești pic de reflector asupra ta și să fii bine cu cei înăuntrul tău. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Îți spuneam în horoscopul săptămânal de ieri că partea relațională este destul de importantă și luna se duce în casa a șaptea, ceea ce înseamnă că împăcarea cu celălalt, acceptarea, vindecarea, uitarea, de ce nu, astea sunt lucrurile cele mai importante și tu le vei simți de astăzi chiar. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, îți spuneam că trebuie foarte mult muncă și de aia te-aș invita chiar și astăzi și mâine. Știi cum e? Și dacă ai o zi liberă, ocupă-te de chestii prin casă. Cât se poate. Spală vase, mătură, strânge masa, decorează prin casă, fă tot felul de accesorii. Nu sta astăzi. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Bucură-te. Bucură-te, chit că este o zi liberă, chit că nu este o zi liberă. Efectiv, bucură-te. Joacă-te. Poate faci o întâlnire de board games. Poate, nu știu, știi că îți place să te cațeri prin copaci, știi că îți place să faci o plimbare. Plăcerile și bucurile tale sunt foarte importante. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Dacă ai muncit foarte mult pentru casă în ultimul timp, ți-aș recomanda că acum doar să stai și să te bucuri de ce ai construit, de ce ai decorat, efectiv să stai. Dinamica familială e una cam sucită zilele acestea, dar ai mai trecut prin asta, nu e o problemă. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Plimbă-te, interacționează cu copiii tăi cât mai mult, dacă îi ai, discută, intră în dezbateri și permite-ți să spui lucrurile chiar așa pe șleau, că te ajută mult aspectele. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Doamne, sper că stați mai mult pe acasă, că dacă ieșiți din casă, cheltuiți. Adică știți cum sunteți, ori trageți de bani să-i strângeți pentru ceva, ori îi cheltuiți fără să vă dați seama pe ce și cum. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești, sunteți una cu mediul, una cu natura, una cu ambientul, una cu spiritualitatea. Vreți să vă uitați la un documentar, să ascultați o melodie, să auziți povestea cuiva, să citiți o biografie. Conexiunea cu viețile altora vă ajută astăzi și chiar și zilele următoare. Să vă primească recomandările și să ne auzim cu bine mâine.
Thank you.